Explorări urbane, titlul generic, face parte din căutarea urbană, din ceea ce ne reprezintă în zona urbanistică, de fapt ceea ce suntem noi în relație cu orașul. Avem varianta maidaneză sau a lupilor al domnului Aurel Vlad, nu? Avem varianta domnului Tolan, care repune în discuție ideea de materialitate. Avem trecerea în oglindă a relației lui Valeriu Mladin și, mă rog, numele pot continua în această ordine de idei. Unii artiștilor plastici prin curatorii care au fost desemnați reușesc să ridice acest eveniment la un nivel comparabil cu o bienală. Am avut un program, un concept, am avut și o variantă de selecție sau preselecție a lucrărilor, am avut și relația cu invitații, pe cine inviți, cum inviți și raportul dintre invitații. Și aici s-a pus în discuție generația, s-a pus în discuție variantele stilistice și am încercat să creăm un echilibru al conceptelor, ideilor și în același timp al relațiilor dintre artiști și expoziția generată de această temă. Nu poți să compari estul cu vestul și, deci, prin urmare, nu poți compara nici căutările urbanistice bucureștene cu cele din Paris sau Roma. Deci, avem o identitate și ea se prezintă, într-adevăr, pe toată plaja culturală și artistică a momentului.